Bine v-am regăsit la Super Pariuri după două zile atât de intense de UEFA Champions League. Ne așteaptă una probabil la fel de intensă în celelalte două competiții europene. Am ajuns în faza semifinalelor în Europa League, dar și în Conference League. Conference League e o competiție pe care noi am abordat-o ceva mai rar, mai ales după ieșirea celor de la CFR Cluj de acolo. Dar astăzi o vom face pentru că am ajuns la momentul, la ultima turnantă, la zona meciurilor decisive. Începem însă cu Europa League și anume cu meciul dintre Juventus și FC Sevilla. Mulți spun că de aici s-ar putea alege câștigătoarea acestei competiții, mai ales că vorbim de FC Sevilla, care pe undeva egal Europa League, dacă e să ne luăm după rezultatele obținute de această echipă în ultimul timp. Dacă e să ne luăm după ceea ce se întâmplă la FC Sevilla în acest sezon, sunt justificate cotele de aici. E favorită mare Juventus, revenită după 9 ani în semifinalele Europa League. În 2014 Juventus era eliminată de Benfica și nimeni nu înțelege de ce atunci, cu finala jucându-se la Torino, Antonio Conte, care era antrenorul bătrânei doamne, a preferat să mizeze pe un record de puncte în Serie A în loc să se concentreze pe atingerea unei finale europene, eventual pe câștigarea unui trofeu european. Acum Juventus, recăpătându-și punctele pe care le pierduse acum câteva luni, cele 15 puncte cu care fusese penalizată, e din nou în cărțile UEFA Champions League prin prisma clasamentului, dar asta nu înseamnă clasamentul din Serie A, dar asta nu înseamnă că nu își dorește să câștige un trofeu, mai ales că a trecut mult timp de când s-a întâmplat lucrul ăsta. Vedem cotele așadar, e relativ bună cota celor de la Juventus, foarte interesantă și cota pe un X aici, dar noi o să ne ducem spre altceva aici, o să ne ducem spre Juventus, însă mai întâi de toate ne uităm pe rezultate. Rezultatele celor de la Juventus după ieșirea din Champions League la meciurile din Europa League pe teren propriu. Ne interesează terenul propriu. Despre calificare eventual vorbim săptămâna viitoare. Acum ne interesează terenul propriu și meciul ăsta. Iar la meciul ăsta mergem pe mâna lui Juventus, mergem pe mâna bătrânei doamne 1, dar ne uităm, ne întoarcem la acel grafic și vedem și cât de puține goluri s-au marcat. 1 și sub 2,5 goluri, pornind așadar de la acest grafic. Victorie Juventus, sub 2,5 goluri însă în meci, cotă de 3,60. Roma Leverkusen, cea de-a doua semifinală din Europa League, și ce frumoasă este imaginea asta, cu profesorul Jose Mourinho lângă, în duel cu fostul elev Xavi Alonso. Xavi Alonso a făcut din Leverkusen ceea ce este astăzi, a preluat o echipă în subsolul clasamentului, o echipă de Champions League, ce-i drept la momentul ăla, dar în subsolul clasamentului. Și uite că a dus-o până în semifinalele Europa League și până sus în lupta europeană și în Bundesliga. E șansa mare a lui Xavi Alonso, dar și mai mare a lui Jose Mourinho. După ce a câștigat anul trecut Conference League, lucrurile se pot așeza în sezonul ăsta spre Europa League și uite cum amvergura, aura lui Jose Mourinho nu încetează să strălucească. Vedem cotele aici cu Roma favorită, fiind meciul pe teren propriu. Ne uităm însă la altceva. Vedem ce a făcut Roma după faza grupelor în Europa League. Faza grupelor în Europa League are o importanță și nu prea se joacă într-un anumit context. De aceea, în Europa League, cel puțin, e mai bine să ne legăm de meciurile eliminatorii, care sunt meciurile importante. Vedem că după ce s-a terminat faza grupelor în aceste meciuri eliminatorii, în meciurile Romei, o singură dată a fost GG, o singură dată au marcat ambele echipe de 5 ori. Deci de 5 ori din cele 6 n-au marcat, nou GG. Așa că ne ducem spre asta. Ambele echipe marchează nu. Nu marchează așadar, nou GG cum era pe vremuri. Ambele echipe marchează nu, cotă de 1,90. Ajungem și la Conference League și avem o altă echipă din Italia. Știm despre Serie A, știm că Serie A este cumva la putere în fotbalul european în momentul ăsta. Fiorentina-Basel, o semifinală cu
Fiorentina, evident, mare favorită și cu Basel ajunsă după 10 ani într-o semifinală. În 2013 era eliminată de Chelsea în Europa League, Chelsea care avea să și câștige atunci trofeul. E favorită, certă, clară, Fiorentina, oricum am dat-o și oricum ne-am uitat la istorie și la tradiție și la ce înseamnă Basel în Europa și ce înseamnă Fiorentina. Serie A versus campionatul Elveției ne duce spre această cotă. Ceea ce o să vă propunem noi aici însă este altceva. Vedem ce a făcut Luka Jovic, a cărui plecare de la Real Madrid a fost de bun augur pentru el, dar și pentru Fiorentina, mai ales în Europa, mai ales în Conference League. 10 meciuri, 6 goluri pentru Luka Jovic în Europa, în tricoul Fiorentinei. De altfel, Fiorentina este echipa cu cele mai multe goluri marcate și ăsta e un lucru pe care îl putem lua în calcul, o altă idee de pariu. Fiorentina este echipa cu cele mai multe goluri marcate în acest sezon de Champions League și mare parte din aceste merite, din meritul acestei performanțe stă în dreptul lui Luka Jovic și în dreptul celuilalt atacant, brazilianul Cabral. Cabral e accidentat la meciul ăsta, așa că putem miza pe goluri sau mai bine putem miza pe Luka Jovic, ceea ce facem și noi. Cotă foarte bună de 2.20 pentru gol oricând Luka Jovic. West Ham United Alkmaar este cealaltă semifinală de Conference League și aici avem o favorită destul de clară pe West Ham United. Echipa europeană, dar care și-a petrecut mare parte din acest sezon în subsolul clasamentului din Premier League, luptându-se pentru evitarea retrogradării, amenințată zdravăn la un moment dat, amenințat serios cu demiterea David Moyes. Și a mai revenit cumva West Ham United, acum respiră ceva mai liniștit în campionat. E la o oarecare distanță de linia de retrogradare West Ham United după victoria cu Manchester United din campionat. Așa că se poate concentra pe meciul ăsta și pe posibilitatea de a prinde din nou o finală. Sunt aproape. Anul trecut au fost eliminați de Eintracht Frankfurt, au fost aproape și anul trecut de o performanță europeană, au fost eliminați de câștigătoarea Eintracht Frankfurt din Europa League. Acum însă sunt aproape de Conference League. Mergem să vedem ce a făcut West Ham United dincolo de această primă cotă, de aceste prime cote generale. Ce a făcut West Ham United în Conference League? A mers bine, i-am văzut și noi contra celor de la FCSB în grupe. 6 goluri primite, dar 5 meciuri fără gol primite. Este echipa cu cele mai puține goluri primite în acest sezon de Conference League și iată, unul din cele 6 goluri primite în acest sezon de Conference League vine dinspre noi în meciul cu FCSB. Pe de altă parte, Alkmaar e o echipă ok, e o echipă care va încerca să producă surpriza, pentru că ar fi o surpriză, dar care nu are o reputație grozavă atunci când vine vorba de duelurile cu echipe din Premier League. 14 meciuri a jucat în ultimii ani, doar 2 victorii pentru cei de la Alkmaar. Mergem pe mâna lui West Ham United, mergem pe mâna ciocănarilor. West Ham United câștigă fără să primească gol, da, 2.55 este cota pentru această idee.